bun găsit tuturor! O zi frumoasă astăzi, dar totodată foarte, foarte rece afară. Plus de asta, vântul ăsta subțire pătrunde până la os, de-aia ne-am și înfofolit un pic mai gros așa. Astăzi, ca și temă, m-am gândit să vă facem cunoștință cu toți câinii noștri, o să vă prezentăm pe fiecare în parte. O să facem clipul chiar aceea pe bușteanul ăsta. Frumos ar fi fost să vi-i prezint pe toți odată, dar n-avem cum să facem treaba asta. Așa că o să-i prezentăm pe rând. Nu o să ne mai lungim prea tare cu vorba. Mergem să aducem cățelușii. Acum să rămâne de văzut cum îi prezentăm de la cel mai mic la cel mai mare sau de la cel mai mare la cel mai mic, în funcție de cum putem să-i prindem. Și să vedem ce accesorii găsim să-i legăm. Avem acolo o grămadă de curelușe, de lese. Trebuie să mergem acum să le căutăm pentru fiecare în parte. Și ne așezăm aici pe buștean, lângă discul nostru, unde preparăm aici mâncare și vorbim, discutăm povestea lor așa pe scurt. Bună! Ce faceți? Eu n-am apucat să vă zic la început, așa că vă spun acum că soțul meu vorbește prea mult. Mi-am luat avans! Am spus să nu-l întrerup! Așa, aici o avem pe Frida, poate mulți dintre voi o cunoașteți. Ea mai are un frățior, i-am găsit într-o noapte, au fost trei. Una a murit de parvaviroză, doi au supraviețuit. Mama lor este și ea prin zonă. Chiar acolo, în spatele tău. Ah, uite acolo, vulpița! O să vă prezentăm pe urmă pe vulpița. Da. Momentan doar pe ăștia doi am găsit în curte. Ei stau dezlegați, sunt liberi, pentru că sunt și cuminți. Eu aici l-am pe Rexuță, un câine care l-am găsit pe un câmp, am fost anunțat de către un prieten. El a fost ceva mai cu probleme, a avut o problemă de piele, de blana, i-a căzut părul, o boală pe bază de stres. Sperăm să se recupereze. Văd că a mai crescut părul. I-a mai crescut așa părul. Ce e Frida? Deci ăștia au fost niște câini abandonați care i-am luat noi acasă. Frida a fost ceva mai micuță. Au fost patru, de fapt. Unul l-a omorât mașina, din păcate. Unul l-am pierdut noi cu parvavirus. Așa a mai rămas decât Frida cu Oxy. Imediat o să-l aducem aici și pe Oxy. Oxy cu prichindel. O altă tabără de căței. Așa, aici are Rexuță, un câine foarte atașat așa de om și vrenic totodată, pe cât îl vedeți așa de pricăjit și de amărât, pe atâta e de vrenic și își face serviciu. Chiar am văzut, a venit la noi cineva străin și se ripezea la picioarele lui. Și arată și el drept cunoștință. Deci, un câine foarte, foarte vrenic. Latră, nu-i tace gura pe timp de noapte. Nu o să ne lungim prea tare cu povestea acestor câini. V-am spus-o așa în mare, că dacă stăm la fiecare câine, la câți câini avem, trebuie să facem un video de 3 zile. Dar în mare parte, Rex-ul a fost găsit pe un câmp, ne-a anunțat cineva și ne-am dus de la un luat. I-am făcut tot ce am putut și văd că e pe drumul cel bun. E în recuperare. Se recuperează încet, încet. Ca și hrană îi dăm ceva special pentru problemele lui. Așa că el e Rexuță, Frida și mergem să-i aducem pe următori. Hai Rexuță, hai! Mă! Nu vrei? El nu e obișnuit să meargă în lesă. I-am adus așa, în lesă, ca să îi putem prezenta. Dar ei nu merg în lesă. Hai! Hai, mă! În jos! Face echilibristică. Gata! A reușit noi ceva? Aici l-avem pe Oxy, fratele lui Frida, fratele lui Lucia de acolo. El e prichindel. Prichindelul micuț. L-am găsit cu Rex odată. Da, ei doi au fost găsiți în aceea zi. El e Tarzan. Tot l-am prins pe Tarzan aici. El e Tarzan, un câine al unui vecin de peste drum, care omul a murit. Câinele a rămas singur și l-am luat la noi aici. Tarzan, hai la zi. Da, acești câini nu sunt învățați cu lese, cu... Da, nu, ei au fost tot timpul liber. Au fost tot timpul liber sau chiar dacă i-am ținut undeva închiși, i-am ținut în țarcuri. Deci n-a fost obișnuit cu lese. Da, i-am legat acum cu lese pentru ca să vi putem prezenta. Ia uitați, Oxy nici nu mai mișcă de aici.
Încet, încet se mărește gașca aici. Da. Fugi, mă, de aici, mă. Fugi, mă, de aici, mă. Ce frumos a făcut prichitel, ce plană frumoasă are. Nu, mama. Stai cu mine aici. Stai cu mine aici, a avut pe tati băiatul mic, mă. Să-l iubească tati pe el de mic. Și Oxy tot așa, un câine credincios, foarte atașat, seamănă cu mama lui, cu vulpița, și vulpița tot așa are gesturile, la fel ca Oxy. Da, măi, Oxy, măi. Deci am putut împușca trei iepuri dintr-o lovitură, avem pe Oxy, avem pe Tarzan, îl avem pe Prichindel. Frida? Frida și cu Rex i-am prezentat mai devreme. Gata, nu mai am. Alea-s terminat. Prichindel, hai, dă-mi mie pe Prichindel. Dă-mi mie pe Prichindel. Nu, Frida. Se ceartă că nu mai am recompensă. Nu, mama, nu. Nu, Frida, nu. Frații, istrui, frații. Ei sunt frații, da. Și Prichindel, un cățel foarte frumos, cu părul ăsta ondulat, sunt de talie mică. Gol de așa, nu-i nici pechinez, nici... Da, medii, nici talie, medii. O talie mică. Dar sunt foarte credincioși ca și căței. Exact ca maică să ai. Lipicioși, așa. Foarte cuminți. De fapt, maidanezii ăștia au un temperament foarte, foarte bun. Da, mamă, da. Numai negri avem aici. O să ducem la locul lor și începem cu artileria grea. Începem de aici cu Nilsache, cu Jack, că și ăștia fac ca toate alea acolo în țar, să-i aducem și pe ei aici, să-i prezentăm. Haideți. Pe Prichindel trebuie să-l iei așa, că n-ai nicio șansă. Prichindel, hai, ia. Nu vrea. Uite, Oxy s-a învățat. Hai, Oxy, hai. El nu vrea. Hai! Caută la buzunare, măi! Caută la buzunare, măi! E prea mare Oxițe. Pentru tine asta, nu merg! Oxițe! A furat biscuitele! Hai! Următorul nostru câine și cel mai bătrân din gospodăria noastră este Nero. Este născut în 2008. Cel mai bătrân câine al nostru aici în gospodăria noastră. Și cel mai rău a mușcat peste 30 de persoane, deci nu e mai care le știm noi. Deci nu, deci tot, orice persoană care intra aici în curte, așa fără să strige și pacă îl mușca. Oameni care au scăpat vaca pe aici prin grădină, a venit la noi în curte să-și ia animalul și Nero, pac, l-a capsat. Deci, peste 30 de persoane câinele ăsta a mușcat și doar aici pe teritoriul lui. Da. E legendar în sat. E un câine care mușcă pe furiș, un câine dușmănos, îl auziți așa cum mâră, îi vede pe ceilalți în zonă pe aici și e foarte, un câine foarte dușmănos, de-aia l-am și ținut legat. A fost și un paznic foarte bun pentru gospodărie, dar și un câine problemă, ceea ce ne-a obligat să-l legăm. De fapt, maică-mea e câinele ei, maică-mea a decis să-l legăm. Bine, de la o vreme nu mai stă legat. Și acum că e bătrân, l-am lăsat liber pe aici. Dar pe curte. Și acum vrea să se Dar bată și cu acum Tarzan. Vrea să se bată cu Tarzan parte în parte. El n-are control. Și ia bătaie, știe că și-o ia, dar nu se lasă. Un câine foarte credincios, foarte atașat de stăpân, un câine cu minte, echilibrat, dar totodată rău ca și... Nu mai e el în puterea lui. Vedeți că nu are o ureche. El a avut tupeul și curajul totodată să se ia la bătaie cu un pitbull, ceea ce i-a spintecat urechea. Cât de cât a ținut și el piept acolo, dar pentru câteva secunde. El n-a știut cu cine să bate. Chiar îmi aduc bine aminte povestea cu pitbullul, când l-am adus aici pentru prima dată, s-a luat la bătaie cu Nero, dar el, pitbullul n-a reacționat să facă scandal. Nero direct când l-a văzut, a intrat direct în pitbull, l-a dat cu craci în sus și pe urmă pitbullul de aici. Și-a revenit pitbullul ca boxiorul din bătaie. Mi-aduc aminte ce încă. Chiar acolo s-a bătut. Ce încăibărare pitbullul. Era un câine foarte puternic. Și la prima mușcătură a compostat urechea lui Nero. I-a lăsat un semn, o amintire. Și da, a fost curajosul lui mama. A fost curajos el ca și, dar nu știa cu ce rasă are de-a face. Încă se mai ține pe picioare binișor.
mănâncă, merge bine. I-am pus noi și o hăinuță de asta să-i țină și lui de cal, pentru că tot timpul vedeam de indă de frig. E și vârsta, e ca un om bătrân la 80 de ani, dacă nu și mai bine. Dar îi place, stă cu ea, n-ai treabă, nu o dă jos, nu... Deci el e Nero, el e primul câine aici în gospodăria noastră. De fapt, maica mea l-a crescut de mic. Noi doar l-am adus aici. Zic, ai grijă de el 2-3 zile, că zic, îl luăm înapoi și aici a rămas. Bun, o să-l eliberăm acum pe Nero, dă-i, da. Bun, pentru că el stă tot timpul dezlegat. Haide, du-te, a trecut de perioada aia când era el nu mai are zăpăcit. Acum... Nu mai iese pe drum, s-a liniștit, ai la Frida, bia pe ce mea. Măi, ce faci mai aici? Pe ce ispășită-i Frida. Mergem să aducem următorii câini, vedem care îi găsim. Balonaș nu putem să-l... E singurul câine care ripostează dacă le iei așa brusc în brațe. Are momente. Bate, lasă, bate aia de mâini și atunci nu riscăm. O lăsăm în baza aia acolo, nu deranjăm. Nu știu de ce, pichinezii ăștia au tot timpul au apucături de-astea. În rest, n-am avut probleme de genul ăsta. Dar balonașul... E singura care are tupeul să te composteze de mânt. Așa că n-are rost să ne riscăm. Îi facem povestire așa de la distanță. Ne duceam la un prieten. Și de fapt au fost doi cățeluși, chiar pe mijlocul drumului, doi cățeluși mici. I-am luat în mașină, ne-am dus la prietenul ăsta nostru. Acolo prietenul nostru mai era cu încă un coleg de-al lui de serviciu, a văzut cățelul, zice, ăsta mi-l dai mie. Și am dat lui mască, l-am oprit noi femeile. Da. Și așa le-am prelungit și lor viața, le-am găsit stăpân. Balonaș este o cățelușă foarte vrănică. Ia dă startul la absolut tot ce se aude pe aici în gospodărie, are o ureche foarte ascuțită, aude absolut tot. Are așa sunt pe chinezii ăștia, aștia la trăși și la stele. Da. Și dă startul la orice... Uite, e băgată cu vârceaua aia acolo și nu știe ce caută. Balonaș! Balonaș! Haide! Hai să par! No. Bun, o lăsăm pe balonaș, ați mai văzut-o în filmările noastre. Trecem la următorii. Ăsta a rămas așa a fiat, crede că e legat. Du-te, mă, moșule, că nu ești legat. El e Jack, ultimul nostru cățel care l-am adoptat. Noi am mai spus povestea acestui câine, l-am găsit undeva în oraș, în Bălenii de Munte, chiar în sensul giratorul, a blocat tot traficul acolo, a tras și noi mașina pe dreapta. Un câine foarte energic, vreau să vă spunem. L-am luat de acolo că a fost lovit de mașină aici la falcă și la picior, dar și-a revenit. I-am făcut tratament și a revenit. Un câine foarte iute, foarte... N-are astâmpări câinele ăsta. Dă-i și lui un biscuit, ai ceva pe acolo. Ăsta mă rupe și bluza pentru un biscuite. Stai că-ți dau. Ia. N-ai cum să-i dai de mână, că rămâi fără degete. Un câine foarte calic. Și credeți-mă că mănâncă mai mult ca un caucazian. Deci cel mai mult mănâncă da, câinele. Da, mănâncă foarte mult. N-am văzut asemenea comportament la mâncare. Mănâncă și castronul e în stare să-l mănânce. Ia priviți numai cum face și, la un biscuit. Și nici nu pune pe el prea mult. Nici nu are timp să pice jos. Da. Și nu pune pe el pentru că un câine energic, se învârte toată ziua, tot timpul e... Nu știu care e treaba cu el, cu rasa asta. Poate se îngrașe pe viață. Într-o zi am dat mâncare să vedem cât poate să mănânce. Am mâncat 4 castroane. Am mâncat până râgâia, ce să mai. N-are control, n-are sațul câinul ăsta. Și tot mai vroia pe urmă. Tot să mai uita să-i mai dai. Un câine foarte agitat, ia uitați-l. Tot timpul caută și ăsta scandal. Ați văzut și cu Nils, caută o partidă de box. Nu, mama, e Rex, gata. Are aceeași energie, la fel ca și un pitbull. Tot așa face și pitbull. Nu-și găsește starea și controlul. E un câine foarte energic. Da, e cu mine, e frumos.
e plăcut ca animal. O să trecem la următorii. El e gecuța noastră. Povestea mai detaliată o găsiți în clipurile noastre mai jos. Acolo am explicat mai detaliat povestea lui. Deci un câine abandonat pe străzi, l-am luat acasă și uitați-l aici de față. Să trecem la următorii. Hai, Jack! Aici o avem pe Vanda, un ciobănesc caucazian, femelă, 4 ani. Sperăm să ne facă puișori. O femelă foarte echilibrată, cu minte, deșteaptă și foarte atașată de stăpân. Deci n-ai. Deci femeia asta mai aproape că nu vorbește. Ea și țiți, au un temperament de aproape că ar vrea să vorbească cu tine. Mânduța, dă lăbuță. Așa, bravo, să iubească tata. Ce s-a agită ea când tata, da? Bă, ia, mă. Bă, dar ce zici de Rex, mă, că nu mă lasă Rex, tălul? Rexuță, tu ce faci, mă? Vrea și el să trăiască, mă, acolo. Ții primul, mă, mă. Vrei să tu îmbrățești? Mare poveste n-avem aici la Vânduța, pentru că noi am cumpărat-o de la o canisă, Florin Mărza, din Târgu Mureș. Ne-a plăcut această rasă, ne doream de mult un câine de talie mare și bun de pază totodată. Și atunci am hotărât să ne ducem să ne cumpărăm și noi un câine de ăsta de talie mare. L-am găsit pe domnul Florin Mărza, ținem să salutăm pe această cale, Târgu Mureș. Am luat de la dânsul doi caucazieni, o femelă și un mascul. Și de atunci am rămas foarte atașat de această rasă. Un câine masiv, un câine care te poți baza pe el, un câine foarte bun la pază. Deci nu are o poveste tristă ca ceilalți. Deci cam atât cu Vânduța, o ducem la loc și la ducem pe următorii, vedem ce prindem. Aici avem a doua femelă, ciobănesc caucazian, până în 3 ani, mi se pare, nu? Da, acum de paș face 3 ani. Da. O femelă foarte masivă, frumoasă. Foarte energică și ea de asemenea. O avem de la Marian Lupascu din Bacău. Deci o altă linie de câini. Vanda cu Oscar sunt frați de tată, mame diferite. Este o femelă puțin mai agitată, are o energie extraordinară. Chiar te obosește acest câine când îl scoți la plimbare. Dar un foarte bun paznic pentru gospodăria noastră. Ce faci, mă? Uite-l pe ăsta, s-a urcat în cap. Caucazian, mă, și el. Caucazian, mă. Ăsta e caucazianul Ciurli Burli. Da. La fel ca și Vanda, acest câine nu are o poveste tristă. E un câine cumpărat. Canisă. Cam atât cu Hera. Trecem la următorul. Următorul exemplar este Oscar, primul nostru ciobănesc caucazian care l-am cumpărat. Un câine foarte frumos gulerat, o blană groasă pe el. Acum e și în perioada de năpârlire. Da, e în perioada de năpârlire. L-a mințit un pic timpul și a început să dea cu jocul jos. Încă iarna nu s-a dus, așa că mai are nevoie de plană. Tot așa și el un câine agresiv și la om și la câine. Un greabăn foarte gros la acest câine. Gât masiv. Și coadă stufoasă. Și labe. Și acum a fost perioada asta cu Vanda în călduri. E cam slab, nu prea a fost lui aminte de mâncare și a cam slăbit. Chiar e slab, ce sună. Dacă nu papă, de ce nu? Cel mai mofturos câine al nostru la mâncare, deci nu mănâncă orice, selectează mâncarea, îi place numai bun. Foarte pretențios. Dacă s-ar putea să-i dai numai carne, în rest, bobiție să n-auri. Și mâncare gătită, dar să fie foarte zemoasă, nu vrea gros. Și mănâncă foarte delicat. Asta să nu se murdărească la boss. Stă 20 de minute până mănâncă un castor. Mănâncă foarte încet. Urcă cineva pe acolo. Izlas. Totodată
dat un 2.10. Să-l vedeți cam cum latră. Da, acum latră el așa. Dar latra gale, nu le interesează prea mult subiectul ăla. Nu la mare depărtare, nu e, nu e un pic pentru gospodăria noastră. Nu vine, mă. Și-a apărat și el. Gata, mă, gata, mă, gălăgiosule. Deci cam ăsta e Oscar al nostru. Nu știu dacă v-am spus, vârstă 4 ani. Deci foarte scarandivat acest câine, da? Ați văzut Jack cum mânca? Uitați cum. Ia uitați-l pe ăsta cum. Da. El mănâncă încet și foarte delicat, nu se... Da, cum mănâncă. Bun, îl lăsăm să mănânce biscuitele, după care trecem la următor. Mai stai 10 minute după mănâncă biscuitele. Ca și temperament, un câine foarte cu minte, deci nu e agresiv la mâncare. Îți plac, mă, biscuiții? Dacă era Nils, mânca până acum 10. Uite că a venit și Pufi. Pufițu, ce stai faci? Stai că nu l-a văzut. Ăsta e caucazianul nostru în miniatură, ai încoace. Ce faci aici? A venit la Oscar să fac cunoștință cu el? Da, mă? Oscar! Băi, e vină încă. Băi! Nu l-a văzut. Da, nu, e cu minte. Vezi că e pe partea asta. Caucazian versus pisică. Deci cam cu Pufi ce sare el mai bine, restul am văzut că mai mârie la câte o pisică de-asta, mai colorată. Ăștia sunt apropiați la culoare, să înțeleg altfel. Hai, Nils, ăsta. Uite, mă pomenește Nils acum, acum urmează și el. Haide, hai, Oscar. Aici o avem pe vulpița, nici nu mai e nevoie de zgardă. Am folosit zgarda doar să o aducem aici. E, vulpița mama lui Oxy și a lui Frida. După ce am găsit trei puișori mici, Frida, Oxy și cealaltă care a murit, la o săptămână a venit și ea. A apărut și mama lor. Mi-am dat seama că e maică-sa că... I-a lăptat imediat cum, da, cum i-a găsit. I-am foarte dat bucuroasă atunci că și-a găsit puiul, i-a luat undeva după drum. Ea cred că le căuta mâncare ceva, nu știu, că nu era în zonă. Da. Cred că i-a căutat foarte mult timp vulpița pe puii ei, pentru că ea știa unde i-a lăsat, noi am luat de acolo. Chiar aici, în zona asta, la izlazul ăsta de laci, v-am mai explicat că aici abandonează lumea câinii. S-a reunit familia și au rămas toți aici. Vulpița? Gata, așa la deja, deja se lasă seara, mergem repede și la următorul. Oricum, ați mai văzut-o pe vulpița. Următoarea femelă este Țiții, ca și vârstă undeva la 6-7 ani. Al doilea câine după Nero, ca și vechime în această gospodărie. Tot așa, o cățelușă foarte inteligentă, ați văzut-o de fiecare dată când ne întoarcem de la cumpărături, din oraș, ne așteaptă la poartă. N-a fost legată niciodată și nu-i place, de-aia și stă un pic stresată, crispată, așa că e legată cu ăsta de gât. Nu e obișnuită să fie legată. Altfel n-aveai cum s-o aduci aici, doar așa. Această femeie are și ea o poveste tristă, pentru că la naștere mama ei a murit. Și noi am crescut această femeie de la vârsta de o zi. Lapte, de ăsta de copii mici, lapte praf, miere, miere cu un pic de ou.
A fost foarte complicat să o ținem în viață, vă dați seama, la o zi e cam complicat. N-a apucat să sugă de la mama ei și această femeie l-a avut parvaviroză, deci a trecut pe multe, multe probleme. Dar un câine foarte cu minte, un câine care ar vrea să vorbească, ați văzut-o cum face pe lângă mașină când venim din oraș. Dă roată, în felul ei, ea discută în felul ei cu noi. Cea mai mare traumă pentru ea a fost când am plecat în Spania, pentru că am lăsat-o aici cu maica mea și ne-a dus dorul. Două săptămâni nu prea a mâncat și nu prea a băut apă, a stat numai la poartă acolo, ce-mi povestea și mie prietenii mei, vecinii. E un câine foarte credincios. O să-i dau drumul, chiar dacă pleacă, i-am făcut un pic cunoscută povestea ei. Tiții! Așa, tiții, uite. Hai că ți-am dat drum, așa. Ca să-i dăm și o recompensă. Uite. Bra. Foarte delicată. Și-a luat recompensa și-a plecat. Pe ea o vedeți mai mereu, cam în toate clipurile ei prezentă pe lângă. E un câine care nu iese pe drum, un câine stă numai la ușă. Practic e preșul nostru de la ușă. Ținem foarte mult la ea. Și un foarte bun pasnic totodată, un câine foarte agresiv la străini. Când vine cineva trebuie să o închidem. Când vine cineva la noi, n-ai cum să te înțelegi, trebuie neapărat închis, altfel nu. Nu scapă nimeni a ne compostat de picioare. Da, și cam asta e. O să trecem la următorul, că deja se pitește soarele. Și acum se face seară, se lasă și frig. Următorul l-am lăsat la urmă pentru că e o poveste mai cu totul altfel și imediat o să discutăm aici. Nu mai are nevoie de nicio prezentare, el este Nils, vedeta canalului nostru. El a dat startul la acest canal, dar l-a și lăsat la urmă. Ca și poveste, are o poveste cam tristă. O puteți găsi în primul episod, acolo am detaliat foarte bine această poveste. În mare a fost găsit la cineva în curte, legat cu un coață, cu un șiret de gât. Deci așa ceva n-ați văzut. Un câine terminat și mort de foame. Așa ceva n-am văzut. Nu mai are forță nici să stea pe picioare să. Priviți cât e de slab. Foarte slab și lipsit de putere, deci de-abia stătea în picioare. L-am luat de acolo, l-am adus acasă, i-am oferit un adăpost. Ce faci, mă cauți la buzunar? Hai! Știa el! Ho-ho! Un câine plin de viață, foarte energic, dar și cu minte totodată. Nils? Ai ratat-o. Pizza, îi se împrie. Talanii. Până și intră și el în... Da, și cum vă spuneam, l-am pus pe picioare, ne-am pus cu mâncare, tratament pe el, vizite medicale. O să vedeți mai multe clipuri pentru cei care nu l-ați văzut de la început. Găsiți în primele episoade. Îl puteți vedea cam cum arăta el atunci. Da, un câine foarte atașat de om, blând, iubitor, dar și plin de viață. Ar alerga tot timpul, s-ar juca tot timpul, cu toate că are 7 ani, da? Așa ne-a spus doctorul. Între timp am aflat povestea mai în detaliu acestui câine. El a fost un câine de la Sibiu, deci niște sibieni, oile au venit aici în zona la noi. Câinele s-ar fi rătăcit sau ar fi fost furat de alți ciobani. A fost până la vreo 3 stâni, deci e un câine umblat. După care a ajuns acolo la casa aia unde l-am găsit eu. Și cam asta e. Deci el de pământ, ca să zic așa, e de la Sibiu, e sibian. Un câine acum l-am făcut prahoveni. Un câine de whey. Dar s-a adaptat aici la noi.
zonă de munte, îi priește foarte bine. Important e că l-am putut pune pe picioare și i-am dat o șansă la viață. Nils? Nils? Uitați-l cum reacționează. Numele lui care l-a avut înainte îl chema Bartoș, dar n-are nicio treabă, n-are nicio legătură cu Bartoș. Bartoș. Am încercat să-l strigăm Bartoș, Bartoș, nu? Bartoș. Nils? Acum e concentrat. Nils, ce faci, mă, acolo? Ce-ai văzut? Hă? Ce-ai văzut, mă, acolo? L-a văzut pe Tarzan, spatele nostru. Da. Ai vrea și să faci și cu ăla o luptă. Un câine destul de puternic. Ce se face? Zupița, tu ce faci, mă, aici? Uite-l, mă, și pe ăsta. Aici azi, mă, azi năpădit pe mine. Un câine destul de robust, de puternic. Ați văzut că ripostează și el, chiar și la Oscar, nu se dă înapoi. Și din ce am văzut, am găsit cu cineva un vecin care stă la vreo 4-5 case de noi, l-am tărâtat și chiar era destul de agresiv la vecinul ăsta. Își apăra și el stăpânul. Ia stai, mă, și tu cu fața la cameră, mă, că numai cu spatele stai tu mereu. Vino, da, vulpița e foarte lipicioasă, foarte... Uite așa. Isache, e rușine, mă, el e rușinos, lasă-l, mă, în pace, mă, să stea cum vrea el, mă, lasă-l, mă. Stai că acum, ia fii atent. Lasă-l, mă, că el vrea să stea cu fața la noi, să nu stea cu spatele la noi. Nu putem să-l pășim. Ce faci, mă, băi, flocozule, mă. Foarte frumos, foarte frumos acest exemplar. Nici nu mă gândeam să fac așa de frumos. Ne gândim să tragem niște moștenitori din el. Vedem pe unde găsim o fetiță. N-am avut nici să caut. Am fost cu toată postul ăsta. Tragem să facem, să punem la punct câteva adăposturi, după care ne mai extindem și cu câini. Momentan n-avem loc. N-avem loc, suntem limitați cu adăposturile și de asta am lăsat-o mai la urmă. Dar îi găsim. Până la vară găsim lui o mândră. Da? Avem și noi amintire de la el. Nils, păi, dar n-ai cum. Pentru că el mă controlează la buzunare, știe că am mai rămas aici, o recompensă. Ha? Ia. Să iubească tata, bă, el, mă. Să iubească tata, bă, el, de deștept. Ia, mai avem și aici un, hai, mai că mai avem. Eu nu mai am, le-am dat la tata. Mai am, mai dau un al, îl mai mințim așa un pic. Ia de la mine să vedem dacă îl găsești. Nils? E aici? Da, găsit-o, ăsta un miros. Hanisaki, ia, cum o prinzi? Ia! Ah. M-a aruncat-o prea tare. Și nu mai ai? Mai ai? Nu mai am. Nu mai este, gata. Ce? Ce urâi să uită? Ce? Chiar nu mai ai? Te-ai obișnuit la biscuiți, eh? Sunt buni biscuiți, mă? Îți plac? E un drag de el când îl văd așa cu bretonul ăsta în ochi. El are o privire de asta de câine blând, de câine... Da, nevinovat, mai bine spus. Și ai văzut ce stricăcios e. Și roade ăsta lemne, a ros o căruță de lemne. Dacă îl bagi în casă, rămâi fără mobilă. Până dimineață roade, tot. Încheiem și noi aici acest video. Sper că v-a plăcut acest material și povestea acestor câini. Unele mai triste, altele mai vesele. Da, mai mult triste decât vesele. Câini abandonați, câini lăsați de izbeliște care merită și o șansă la viață. Încă o dată ținem să vă mulțumim pentru sprijinul și atenția acordată. Ce să zic, încheiem aici acest material. Eu sunt Cristi. Eu sunt Ana. El e Nilsache al nostru. De-aia l-am și lăsat aici la urmă să vă-l prezentăm. El a dat startul acestui canal. Și ne revedem mâine, poi mâine, într-un nou episod. Să vedem ce mai avem de făcut. Treaba e destulă, dar e prea frig afară, nu putem face mare lucru. Spunea cineva acolo să vă prezentăm toată gospodăria, casa. O să facem un clip și cu curtea, casa noastră, mai mult pe exterior că în interior. Na, ca fiecare avem și noi intimitatea noastră și nici nu e terminată. Avem noi o cameră și o bucătărie. Casa e destul de mare, dar nu e terminată, deci mai avem de tencui pereți, e o grămadă de muncă. Ați văzut bine, am lăsat toate treburile la o parte să facă adăpostul la câinii ăștia.
În timp sper să le rezolvăm pe toate. Deci așa că stați conectați, următorul clip vom discuta mai mult despre gospodăria noastră, despre casă, mai multe la fața locului. Și ce să zic, vă doresc multă sănătate și toate cele bune. Pa, pa, pe data Ciao. Viitoare! Hai, Isaki! Hai! Hai, mă! Sus! 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 Hai sus! Cum sar, mă, într-o parte, tu? Bă, cum sar, mă, tu? Sus! Sus, mă! Opa! Bravo, băiatul! Bravo, băiatul! Mustăciosule! Hai!